Cel mai mare dinozaur zburător din lume, reprodus la scară reală, a fost expus la Muzeul Antipa. Înfricoșătorul zburător din Hațeg a fost descoperit în România și a trăit aici în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani. Hatzegopteryx, cel mai mare animal zburător din lume, poate fi admirat de astăzi în cadrul expoziției Aripi peste timp, deschisă publicului până în 14 august la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa. Descoperirea a fost făcută de profesorul Dan Grigorescu în anul 1978 în zona Hatzegului. Descoperirea a avut loc cu mulți ani. Exact sunt 44 de ani când l-am descoperit într-un sat, în apropierea unui sat din Ținutul Hatzegan, nu la Hatzeg, și la Vălioara. Uriașa reptil a fost identificată abia după 30 de ani de la descoperirea primelor fragmente de oase, deoarece la acel moment profesorul Dan Grigorescu nu a realizat ce descoperire a făcut. De-abia în 2002, urmare a cercetărilor desfășurate împreună cu Eric Viftor și Zoltan Cicisava, am reușit să identificăm. Se estimează că Hatzegopteryx a trăit cu 70 de milioane de ani în urmă. Cu o deschidere a aripilor de circa 12 metri și un craniu care măsoară aproape 3 metri, uriașul din Hatzeg este cel mai mare dinozaur zburător din lume. Reproducerea sa a fost făcută pe baza fragmentelor de craniu și de oase descoperite acum mai bine de 40 de ani și care atestă existența unui animal de mari dimensiuni. Cel mai mare dinozaur din lume va fi expus timp de 2 săptămâni la Muzeul Antipa, după care reptila se va muta la Râșnov, în Dinoparc.